Hei, bună! Numele meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi este 1 septembrie, abia am filmat și știți că m-am supărat spre sfârșitul filmulețului, dar nu asta e problema. Este 1 septembrie și am aflat între timp că astăzi începe evenimentul de Drills and Chills și am zis să particip și eu anul ăsta. Drills and Chills v-am pus oricum în descriere la filmuleț, la filmulețul trecut, ce înseamnă totul legat de toamnă, Halloween și tot ce înseamnă toamnă. Și am zis să particip și eu. Și anul ăsta, cu toate că știți, vreau și eu să particip pentru prima și prima oară cu pictura aceasta. Se numește A Ghostly Good Night de Bonnie White. Mă place, e frumușică. Este o pictură de 90 pe 70 de centimetri și abia aștept să lucrez la ea pentru că îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult picturile de la Bonnie White. Am 3 din 5, aștept să le bage și pe restul de 2 și o să vreau să mi le iau pe toate. Dar până atunci să o deschidem pe asta, să vedem cum arată. Sunt foarte nerăbdătoare, ca să zic așa, de cum o să fie și abia aștept să lucrez la ea să vedem. Să vedem cum o să arate la sfârșit. Știu că toate de la ea arată foarte frumos. Am aruncat pe jos punga. Este o pictură cu diamante pătrate, dacă nu v-am spus deja, ci de la Diamond Art Club, dacă are o dungă roz aici și un cerc aici, înseamnă că e cu rotund, dacă are un pătrat mov albăstrui și partea asta mov aici sus, înseamnă că sunt pătrate. Deci este o pictură cu diamante pătrate. Haideți să vedem de unde să o desfacem. O desfac de aici, din partea asta, ca să-mi fie mie mai ușor să o scot din cutie. Avem un toolkit, o să vă spun imediat ce conține. Avem un sticker pe care îl lipim în agenda sau facem ce dorim noi cu el. Eu mi le lipesc în agenda de obicei. Și pictura, care e foarte grea, deci cred că are 2 kg pictura asta, nu exagerez cu nimic. Și atât avem. Haideți să vedem. Deci sticker și autocolantul ăsta vi l-am arătat, o să-l pun deoparte. Hai să vedem ce conține toolkit-ul. Hai să vedem noi. Pentru că este o pictură cu diamante pătrate, o să avem și pensetă. Dacă este o pictură cu diamante rotunde, nu o să ne dea pensetă. Deci avem o pensetă de la Diamond Art Club cu vârful ascuțit. Trebuie să avem grijă întotdeauna să-i punem căpăcelul, că altfel riscăm să ne înțepăm cu ea. O punguță cu punguțe, foarte folositoare pentru mine întotdeauna. Un pix cu care să ne luăm diamantele, un multiplacer de 7 și un multiplacer de 4 pe care îl băgăm aici în spate la pix. Avem și un squishy, un burețel pe care îl punem pe pix ca să ne fie mult mai comod la mână, dar probabil deja știm asta. Avem un washi tape, un scotch verde cu buline verzi, foarte frumos, foarte util și ăsta. Avem un container cu ceară. Foarte bună ceara de la ei, întotdeauna foarte, foarte bună. Și am folosit-o până de curând, foarte bună. Ni se dă o bărcuță cu un opritor să ne punem diamantele și opritorul când scuturăm să nu cadă diamantele, foarte bună și ea. Și avem și un cover minder, tot timpul las cei mai buni la sfârșit. De data asta am un trandafiraj, ce frumos e! Un cover minder, v-am spus, dezlipim magnetul de pe spate, tragem hârtia aceea de pe pictură, punem cover minder peste hârtia trasă, după care băgăm magnetul acesta de dedesubtul picturii și ne ține hârtia aceea transparentă, plasticul acela, ne ține deoparte ca să putem să lucrăm la pictură. Deci asta este în toolkit. O să îl dau deoparte.
Așa, să vedem pictura. Am fost foarte nerăbdătoare de când am aflat că o să înceapă Dream Sentinels, am vrut să lucrez la pictura asta. O aveam de mult în timp în minte. Și am zis, haide să fac unboxing, mai ales că astăzi este prima zi de Dream Sentinels. Hai să vedem cum vine. Așa vine. Strec pe partea asta ca să ne facem așa împreună o idee. Mamă, cât de frumoasă e! Deci v-am spus că are 90x70. Mamă, cât de frumoasă e! Avem și fantomiță. Fantomițe, de fapt, că sunt mai multe. Mamă, abia aștept, nu cred. Vai, cât de mișto e! Avem și diamantele. Vai, abia aștept. Deci nu vreți să știți de încântată să nu mai pot. Le pun deoparte să le vedem. Dau și astea un pic deoparte. V-am mai spus cu picturile de la Diamond Art Club sau toate picturile care au în spate moale și super catifelat. De fapt, până la urmă și pe cele care sunt mai țapene, puteți să le, dacă vă stă pictura ciudat, o luați și o răsuciți, o rulați pe partea elaltă. O rulați pe partea elaltă și ea își revine ca să ne stea frumos pictura, să o vedem cum trebuie. O și masăm un pic, îi arătăm dragoste, că și ea ne arată nouă, nu? Și acum o întindem pe masă. Nici nu-mi cafe pe masă. Că vă duc eu să vi arăt așa mai... Sunt atât de încântată că nici nu știu cum să fac mai repede să mă uit la ea. O să vi arăt așa pe bucăți, că nu mi-ncape. Chiar nu mi-ncape. Dacă aș muta-o invers, nu știu. Deci asta e pictura cu care intru eu în Essentials, ca să zic așa. Se văd și dovleci, lilieci sus acolo, fantomițele, oamenii. Avem aici copiii care au venit la colindat și aici jos avem și cai, avem și pisici. Da, avem de toate. Îmi place casa de mor, deci nu mai pot. Și copacul, și ăla de acolo, și ăla. Avem și o bovniță sus acolo. Am văzut-o. Copiii care merg la colindant. Vai, cât de frumos e. Doamne, mor. Hai să vă arăt și așa un pic mai mare. Super încântată să nu mai pot. Super încântată. Asta e pictura. Nu? Că arată bine? Mamă, nu mai pot, abia aștept. Avem 60 de culori, dintre care, v-am spus, la Diamond Art Club, tot ce este sub 150 sunt AB-uri, deci avem 3 AB-uri, da? Și avem și două culori cu diamante speciale și cred că sunt acelea cu sclipici. O să vi le arăt eu mai îndeaproape un pic. Da, haideți să vă arăt cărticica în care ne mulțumește că am comandat de la ei, ne învață cum să pictăm cu diamante, ne mai spune aici tot felul de trucuri, cum să facem, cum să dregem și aici este aplicația lor. Haideți să vă arăt pictura un pic mai îndeaproape, să vedeți și cum să o abordez eu. Ia stați un pic. Să vedeți și simbolurile. Aia, uite, așa e mai bine. Da, așa nu puteți dumneavoastră să vă dați seama de ea. Deci, simbolurile întotdeauna la ei sunt super clare. Foarte clare, aș putea spune. Vai, abia aștept. Foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Avem și un pic de confeti, dar nu e problemă, ne place confetiul. Confetiul, v-am mai spus, unde schimbăm desculoarea din tăviță. Aici am putea considera că este un pic de confeti, dar nu mult. Oricum, cu multiplacerul se merge super bine. Ne face cu mâna bufnița. Ne face cu mâna fantomița. Se pitește. Da, nu, e superbă. E superbă casa. Haideți să vă arăt un pic, cum să vă arăt eu, mai îndeaproape un pic.
Pardon, era să vă și dărâm, nicio problemă, nu cădeați de sus. Se poate folosi, bineînțeles, multiplacerul aia, vedeți, sunt liniile drepte, nu o să avem nicio problemă. Vai! Deci, am zis, cred că vai de nu știu câte ori în filmulețul ăsta. E superbă, superbă, abia aștept să lucrez la ea. Haideți să vedem și diamantele astea minunate, sunt niște culori așa frumoase. O să pășnesc un pic. Să ținem un moment de reculegere pentru cei care au pus diamantele astea și eu le voi strica acum. În sensul că o să-mi bag joc de ele un pic. Haideți să vedem ce diamante avem noi aici. Și avem așa. 150. Este un roșu rozaliu așa. 407. 2 pungi. 3772. 597. 950, avem 2 pungi, 3842, 2 pungi, 803, 2 pungi, 890, o pungă, stați un pic că mi le aranjam un pic, 890, 3818, 3 bucăți, 3765, 2 bucăți, 97, 2, 3, 3 avem, 97, avem 3, punem deoparte. Așa cum fac de obicei, o să scot AB-urile și o să vi le prezint unde vin pe pictură. 3810, 2 bucăți, 989, primul AB, 141, clasicul AB alb, foarte, foarte bun și arată super pe pictură. 839, 2 bucăți. 988, 2 bucăți. 838, 2 bucăți. Oh. 463, 2 bucăți, 3782, 2 bucăți, 3799, 2 bucăți, 3033, 2 bucăți. Hai să vă arăt un pic și cum arată diamantele, să vă faceți o idee. Oricum o să vi le arăt și pe acelea cu sclipici deasupra ca să vedeți foarte, foarte ca lumea diamantele la cei de la Diamond Art Club. Al doilea AB, 100, este un verde mazăre fiart așa, aici în filmare văd că pare mai închis, dar este deschis așa, ca și cum mai, ca piureu de mazăre, mai pal așa, foarte frumos, foarte, foarte frumos. 434, așa, n-avem noi 310, negrul acela. 3371, 2 bucăți, 840, aici avem primul diamant cu sclipici, dacă nu mă înșel, se vede? Da, acum se vede, foarte frumos bleul acesta, e minunat, stați întors pe partea asta să vedem dacă se vede mai bine. Vedeți ce frumos, ce frumos arată pe pictură? Îi dă așa o notă deosebită. Chiar arată foarte frumos. 318, pardon. 434, 951, 772, frumos verdele ăsta. 414, 3808. 632, 934, este un green kiss așa,
aici nu știu de ce pare negru, 841. Al treilea AB este un gri, n-am mai văzut niciodată un AB gri, nu știu de ce, gri movuliu, de mai mult spre gri decât mov. Foarte frumos, foarte frumos, uitați-vă ce culori miștoare. O să iasă super. 762, 738, 3855, 317. Și aici avem, cred că, dacă nu mă înșel, să fie... A, nu, sunt cu sclipici, pardon, credeam că sunt din acelea fosforescente. Au sclipici pe ele. Este al doilea diamant cu sclipici. Este mai mult mai finuț sclipiciul pe ăsta decât pe cele albastre. Au căzut, perfect, nicio problemă. Uitați. Sunt mult mai subtile așa. Foarte frumoase, foarte frumoase, abia aștept. Așa. Și mai avem, ne-a căzut și un diamant, nicio problemă. Mai avem o fâșiuță subțire, micuță. 898, 921, 712, 3809, avem aici un rătăcit, 3811, 3823, 3350, 919, 3685, 3777, 3756, alt rătăcit, mă, ăsta la are, place în vizită, domnule, place în vizită. 9, 3, 6, 4, 3, 3, 7, 3, pardon, 7, 3, 0, 3, 8, 3, 7, 7, 5, 8, 3, 8, 3, 0, 3, 3, 4, 1 și 2, 0, 9, foarte puțin. Uau, ce frumos o să arate. Pun un pic pauză ca să-mi aleg diamantele speciale, după care o să vă arăt unde vin. Ok, am revenit. Deci, am scos toate diamantele. Avem simbolul 1, care este verdele acesta de Vansiu, că e ca o mazăre fiartă. Și haideți să vedem unde avem 1. O să vă arăt tot cu linia, că m-am înarmat. Și avem aici jos 1, în iarbă. Și imediat să facem așa. Fiți atenți, ca să nu, că n-am loc. Avem 1 aici, jos. Avem în iarbă aici. Avem și aici un pic în iarbă. Aici în iarbă. Aici, aici, avem și un pic aici, jos în iarbă, și aici sus, în zona asta de aici. O să încercuiesc așa ca să vă dați seama mai bine, în zona asta aici. Deci cam în iarbă avem verdele acesta, în mazărea fiartă. Numărul 2, avem ăsta, mov gri așa, care cred că o să arate super, și este 2, și îl avem, unde îl avem noi? Aha, l-am găsit. Deci avem 2, avem aici, în, nici știu ce, copil? Sau ceva, are ceva în spate, cred că aripi de înger sau ceva. Nu știu. Este mai puțin și mi-e mai greu să-l găsesc. Avem în căsuța asta aici. Avem și jos la bază și avem și în acoperiș un pic. Avem și în acoperiș aici, în zona asta. În acoperiș și aici. Și aici, în zona asta avem. Deci cam pe unde e griul acela. Dați un pic, să vă mai mut un pic. Avem aici, în zona asta de
de casă, în acoperiș. În căluț avem un pic, doi. Avem doi și în... Deci, nu știu, trebuie să mă organizez altfel. Avem doi și aici în, în piatra asta de aici, funerară sau nu știu cum să o numesc. Și aici în asta alta. Deci cam aici este doiul. Avem un pic și în doamna asta de aici, care le dă probabil bomboane copiilor. Și cam atâta este cu doiul. Așa. Ce urmează? Avem albul 141, adică ăsta, și avem un punct, care punctul îl regăsim în sus. Stați să vă întorc așa. Nu, cel mai bine e așa. Nu e mai bine așa? Avem unde vedem stelele peste tot, sunt AB-uri albe. Deci unde vedem peste tot punctele acestea cu alb de aici, sunt AB-uri albe. Trec pe partea asta la altă. Avem aici în fantomiță și în fantomița asta și în asta, în aripile de înger de la copii, în coada căluțului și în coamă. Avem în fantomițele astea două de aici. În fantomița de aici avem albul acela. Avem și în fumul care iese de pe coș. În luniță. În luniță avem alb. Și cam atâta este albul. Dacă nu mă înșel eu. Sunt atât de încântată de nici nu vreți să știți. Deci albul. Așa. Acum avem diamantele acelea cu sclipici și îl avem pe primul acesta. Albastru, turcoazul acesta care arată super. Dacă aș putea să-l mănânc, l-aș mânca. Și avem o săgeată în sus, așa. Care vine... Hai să vedem unde vine. Să vedem unde vine. Ah! Vine aici, la orizont, nu știu, linia orizontului, unde sunt împrejmuiți munți, dealuri, ce sunt astea? Sunt împrejmuite dealurile astea. Aici avem în partea de jos, avem aici, avem și un pic aici sus, lângă lună, mă uit să văd dacă vedeți, da? Deci avem și aici și aici. Avem un pic în colț aici, deci unde vedem linia orizontului, așa, sau nu știu cum să o numesc. Avem și aici în colț, avem un pic și în, pardon, în doamna asta de aici. Avem un pic și aici în doamnă. Avem și în copilul ăsta sau ce-o fi părinte care trage căruța. Avem și în colindătorii de aici de jos și în copilul care e pe cal aici. Deci avem peste tot. Și văd că mai avem aici jos, un pic în verdeață, probabil unde se oglindește fantomița, și aici jos. Avem sclipiciul acela, culoarea aceea cu sclipici. În altă parte, și un pic aici, câteva 6-7 diamante în zona asta aici. Mamă, cât de frumos o să iasă, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Și ultimul, dar nu cer din urmă, avem portocaliul acela, care și el este cu sclipici, e sclipicios și el. E mult mai subtil, dar e acolo. Îl văd. Așa. Și pe el îl avem un plus ca și simbol. Avem în ferestrele caselor, probabil unde este lumina aprinsă, în ușă un pic aici și în geam. Avem zona asta de aici, unde este fereastra. Avem aici, nici nu știu, pe cameră ce se vede că ar fi? Frunze? Stați că mă uit așa să văd de aici. Da. Sunt frunze aici. Copaci care sunt, uitați, probabil care sunt cu frunzele
portocalii. Deci avem aici în zona asta, aici, toată zona asta de aici e presărată cu portocaliul acela. Avem și jos aici, în doamna asta și un pic aici, 2-3 diamante. În dovleci nu avem și foarte bine că nu avem, că dovlecii nu au sclipici pe ei. Avem aici în gemuleț și aici. Și aici, și aici, și aici. Și cam atât. Și un pic aici, 3 diamante aici. Sper că vedeți. În colț acolo. Da. Deci asta este pictura. Sper să vă placă. Și să fiți alături de mine. Să se întorc așa ca să se vadă un pic mai frumușel. Așa să nu vă țin cu capul întors. Sper să vă placă și să fiți alături de mine când o lucrez, că abia aștept, nu mai pot, trebuie să văd cum o să lucrez, că văd că diamantele sunt mai mult, nu, de fapt că văd că sunt și așa, și așa, trebuie să văd cum o lucrez, abia aștept. Vă invit și pe voi să participați la evenimentul ăsta, e chiar super amuzant. Tot ce conține dovleci, toamnă, vrăjitoare, fantome, orice, participați. Trebuie doar să lucrați cu toată lumea. Da, dacă v-a plăcut filmulețul meu, să nu uitați să-mi dați mie un like, m-ar ajuta foarte tare. Și dacă n-ați făcut-o deja și vă place de mine, că sunt o drăguță de obicei, puteți să-mi dați și un subscribe. Și vă aștept data viitoare lucrând la pictură, la pictură. Da? V-am pupat și aveți grijă de voi. Pa!